Ne ducem într-un loc în care mulți turiști și vizitatori vin să-și petreacă timpul. Este vorba despre IMAX, un cinematograf în care poți să vezi orice film, orice poveste în 3D, așa numitul 3D. I-am invitat încoace și pe studenții noștri, nu știu câți au venit, nu știu unde sunt, întâlnim imediat și o să-i invit și pe ei să se uite la un film împreună cu mine la IMAX. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in its context, there's no disrespect. Bine ați venit la Boston. Mersi mult pentru invitație. Chiar eu vă invit să mergem aici la IMAX. Voi ați fost vreodată? N-am fost. Tocmai începe acum difuzarea unei pelicule care se numește Under the Sea, acolo unde sunetul este, mai bine zis, pelicula este sonorizată de Jim Carrey. Okay. So for 4 seats, right? Yeah, exactly. Okay, so it's for 4 o'clock under the sea, and it's 45 minutes, yeah? Mm-hmm. Thank you. You're welcome. About it, the people do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like the infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no... Oh, super. Ce sală mare. Trebuie să fie tare asta. Hai, hai. Unde e mai bine? Nu știți? Mai sus sau mai jos? Mai la mijloc. Sigur? Da. Ok, atunci mergem mai sus, da? Ok. Some of you may already know me. You could say, I've been around this tank a few times. The name's Myrtle. Myrtle the sea turtle. And for the last 30 years or so, I've made my home right here where you can see me. In the giant ocean tank inside the New England Aquarium. Vadim, cum a fost somnul? Dulce? Da, minunat. Ai dormit buștean 40 de minute, știi? Tu ești tare bravo, știi când s-adorm și când se trezești. Ai visat 3D? Ai visat în 3D? Nu, ce să vă zicem? Cum ți-a plăcut? Minunat. Fost tare, nu? Foarte, foarte. Asta trebuie numai să vezi. Este o experiență pe care e păcat să o ratezi. Unde aveți posibilitatea să mergeți la IMAX, neapărat vedeți orice ți-a rat acolo. Da, normal. Ce poate să-ți mai placă ție când tu numai începutul l-ai prins și pur mai dormit, tătiu? Da. Mergem în parc? În parcul din Boston. Let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Acum credeți voi, ce este asta? Eu cred că este doar un ceas. Ca lumea să vadă care este ora. Nu, eu vreau să vă spun că aici e mult mai mult decât credeți voi. Așa? Asta e Vama Veche. Vama Veche. Doar Boston are un port foarte mare. Asta este clădirea Vâmii. Cândva pe vremuri, Old Custom House. Și acolo de sus stătea șeful Vâmii și se uita. Aha, Ghiță Xulescu, treci la stânga, $20. Așa. A, tu ești băi, Delfin 6, treci la dreapta. Marriott are în Boston hoteluri în cele mai rare locații posibile. Unul este, de exemplu, în clădirea Vâmii, da? Alt hotel este într-o fabrică de vapoare. Ei au bani să aleagă cele mai rare locații posibile ca să-și bage acolo afacere. Let's get ill, that's the deal. At the gate, we'll bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. Your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started. Get started, let's get it.
astăzi aventura noastră americană se încheie și eu vreau să vă spun că și voi și eu am reușit împreună să ne facem o impresie despre tot ce înseamnă work and travel. Spuneți-mi până la urmă, în viziunea voastră, cât din programul ăsta este work și cât este travel? Și pentru mine, deci eu urmăresc ambele scopuri, adică să lucrez, ca să fac ceva bani pentru ca să căutăresc. Asta urmărește fiecare student care vine. Dar până la urmă, cu ce te alegi tu? Cât work și cât travel? Jumate la jumate. Chiar așa? Da. Ok, și pentru tine, Vadim? Pentru mine, fiind aici deja 2 ani, fac mai mult work. Pentru că ai înțeles că nu mai ai ce vedea sau pentru că ai înțeles că poți să câștigi bine? Pot să câștig bine și de ce nu? Dacă doresc să mai vizitez ceva, fac o zi liberă, ori chiar la sfârșit de sezon, sezonul de muncă, îmi fac un plan specific pentru o destinație specială, să zic în Florida. Am lucrat vara binișor, am făcut ceva bani, ceva bilete la avion, am dus întors și acasă. Oamenii americani sunt foarte simpli în modul lor de a trăi, de a vorbi, de a gândi, în genere. Și asta ți-ți place mai mult? Da, asta e un factor foarte pozitiv, simplitatea. N-are importanță cine ești, indiferent poți să fii un big boss a unui hotel, cum este chiar și angajatorul meu, dar el în fiecare dimineață vine la orele 9 și are un magazin de dulciuri, candy shop și spală podeaua singur. Că el zice, voi nu spălați bine podeaua, are un teu special și acolo șterge, șterge, se mai pune în genunchi. N-are, nu este paralel, să fie principal, ok. Dar ce mai vizibil asta e? E fără complexe? Adică nu contează ce vârstă are o bunică acolo în care are 70 de ani, dar îmbă niște șorți sau... Asta e bine? Pentru asta cred că da, dar... dar pentru tine? Pentru mine deloc. Ca să înțelegem cum americanii trăiesc, s-a făcut o statistică. Cele mai 3 frecvente întrebări care își dă americanul zi de zi. Întrebarea numărul 3 este how much it cost? Cât costă? Întrebarea numărul 2 este where I can park my car, unde pot parca mașina, și în top este where I can lose my fat, cum pot să pierd grăsimea mea. Da, un tip, da, it's okay, it's America, it's free country, you can do everything what you want. You can scream, you can go over from a building, it doesn't matter. Și asta ce îți place ție? Da. pot să fac niște lucruri care niciodată Moldova nu le voi face. Eu am văzut că ai noștri moldoveni sunt pur și simplu pe locuri exploatați aici. Voi nu aveți senzația că sunteți exploatați? Fiecare singur și alege exploatați sau nu. Ok. Nu ești datornic să lucrezi la 3 joburi cum eu lucrez. Mm-hmm. Singur îți alegi.